Clubul Pandurii Târgu Jiu a depus astăzi dosarul de licențiere pentru sezonul 2014-2015 la Federația Română de Fotbal. Reprezentanții clubului spun că sunt întrunite toate criteriile pentru a fi obținut un verdict favorabil din partea Comisiei de Licențiere de la București. A depus Pandurii dosarul de licențiere? Da, în cursul acestei dimineți, mai precis la ora 11, clubul nostru a predat dosarul de licențiere la Federația Română de Fotbal. Chiar dacă se vehicula la un moment dat în presa locală o eventuală problemă cauzată de instalația de încălzire a terenului care nu funcționează, președintele Consiliului Administrației al Clubului Pandurii, Mihai Prunariu, dă asigurări că licențierea nu este în pericol. Dacă cei de la Federație consideră că mai trebuie să depunem acte, mai depunem. Noi, în toate hârtirile clubului, instalația este funcțională, trebuie un singur generator care să o alimenteze. Deci nu sunt probleme din funcție. Pe toate am discutat cu primăria, vom asigura și generatorul pentru alimentarea instalației de încălzire, iar din recepții pe care le avem la club și din toate celelalte documente, nu sunt probleme. Din niciun punct de vedere în ceea ce privește licențierea. Clubul Pandurii a depus două solicitări la FRF, una pentru a obține licența pentru campionatul național din Liga 1 și una pentru competițiile de club organizate de UEFA.